găsit, prieteni dragi! E weekend! Ne-am oprit din nou la Breaza, în Prahova, o stațiune prea puțin cunoscută la noi, mică și liniștită. Dar ne delectăm și cu plajele însorite din Turcia, unde vizităm cele mai căutate stațiuni ale momentului. Dar gata cu detaliile pentru moment, vizionare plăcută! O mică stațiune balneoclimaterică situată pe străvechiul drum de legătură între Transilvania și Muntenia. Calitatea aerului din Breaza se datorează ozonului și ionilor negativi, cu efect terapeutic asupra căilor respiratorii, în insomnii, depresii sau stări de stres. Iar dacă ce vă spunem noi nu v-a convins, să lăsăm expertul să ne detalieze. Alături de mine am pe Ramona Niță, directorul Centrului de Informare Turistică din Breaza, și domnul Agustin Goga, purtător de cuvânt de la Primăria din Breaza. Încep cu, nu e frumos, nu e politicos, dar încep cu Agustin, pentru că vreau să ne povestească puțin despre Breaza. Agustin, ce ne poți spune despre Breaza? Breaza este cunoscut ca poarta de intrare în masivul Bucegi. Este un oraș frumos, cu oameni gospodari, așezat de-a dreapta râului Prahova, undeva într-o zonă depresionară, la 60-70 de metri deasupra râului Prahova, și înconjurat de dealuri cu înălțimi de peste 700 de metri. Este de curând intrat în circuitul cicloturistic al României și ne bucurăm pentru acest lucru. Am reușit să omologăm și 3 trasee turistice, iar iubitorii de cicloturism pot veni cu drag la Breaza. Au 3 trasee care sunt categorisite pe nivel de dificultate. Orașul Breaza este cunoscut în principal pentru calitatea aerului. Undeva la 1930 a fost recunoscut ca stațiune balneoclimaterică. Aerul este foarte ozonat, bogat în ion negativ, ceea ce îi conferă o calitate și o puritate deosebită, fiind asemuit cu orașul Davos din Elveția și pe locul 2 în Europa. Ne mândim cu acest lucru și încercăm să ținem un oraș curat. Deținem peste 450 de locuri de cazare clasificate, în pensiuni, hosteluri și hoteluri. G-Club este situat la 120 de metri distanță de G-Club Spa și la 800 metri distanță de popasul turistic Floarea. La centrul Spa, G-Club găsește o piscină semi-olimpică interioară, deschisă pe tot parcursul anului. Temperatura apei are 28 de grade, în timp ce în apropiere vei descoperi o instalație jacuzzi și o cascadă. Popasul turistic Floarea este situat la 800 de metri distanță de hotel-restaurant G-Club și la 500 de metri de G-Club Spa și dispune de 22 de spații de cazare. Popasul turistic include și un teren de sport multifuncțional cu nocturnă, masă de ping-pong, 3 grătare și 2 foișoare. Complexul este format din mai multe vile dotate ultramodern, cu TV plus cablu, încălzire centrală și băi proprii. De frumusețea și ospitalitatea G-Club și Complex Floarea s-a convins și cunoscutul actor Malu Marius Chivu, care ne invită să petrecem aici măcar câteva zile vara aceasta. Hai să respirați aerul ozonat de Breaza și să vă relaxați la G-Club. Putem să ne relaxăm în camere de lux, iar dacă vrem să facem mișcare, jucăm un fotbal, un tenis, transpirăm în sala de fitness sau facem trasee. După aceea ne putem relaxa la piscină, unde ne vom și bronza, și nu artificial, la soare. Avem și spa, masaj, cosmetică, tratamente corporale, da, pentru doamne. A, să nu uităm de mâncare, la G-Club găsiți unul dintre cele mai apreciate restaurante cu meniu internațional. Atenție! Există sală de conferințe dotată cu tot ce este necesar pentru team building-uri și orice fel de alte activități corporei. Veniți să vă convingeți și voi. Mie mi-a plăcut. Pensiunea turistică Raza de Soare este amplasată în centrul orașului Breaza. A fost inaugurată în primăvara lui 2009 și dispune de 15 camere de cazare, toate având confortul de 4 stele. Restaurantul pensiunii Raza de Soare, situat la parterul clădirii, are o capacitate de 50 de locuri și pune la dispoziția clienților săi cele mai gustoase, proaspete și variate meniuri. Meniurile se pot particulariza în funcție de dorințele și comenzile clienților.
Pensiunea Raza de Soare organizează excursii către principalele atracții turistice din zona Brazea-Câmpina. De asemenea, la comanda clienților se poate organiza transportul oaspeților către principalele stațiuni montane de pe Valea Prahovei, Sinaia, Bușteni, Azuga sau Predeal. Curtea foarte largă a pensiunii este ideală pentru petrecerea timpului liber și relaxarea copiilor și adulților, dând oaspeților un sentiment de libertate. Se pot practica aici sporturi cu mingea în aer liber. În apropiere se pot lua de asemenea lecții de golf și echitație contra cost. Pensiunea dispune de sală de conferințe cu o capacitate de 24 de persoane și asigură suportul tehnic pentru sesiunile de team building. Despre noutățile cu care ne așteaptă stațiunea Breaza și ce posibilități de petrecere a timpului liber avem aici, ne spune mai pe larg Ramona Niță, director la Direcția de Informare Turistică din Breaza. Ramona, ce poți să-mi spui despre evenimentul care va avea loc în iulie? Da, chiar mă bucur că am ocazia să vorbesc despre acest eveniment care este la a doua ediție. Deci anul trecut a avut loc prima ediție prin care am lansat traseele de cicloturism, iar anul ăsta va fi un eveniment ce se desfășoară pe două zile. Prima zi vrem să arătăm turiștilor cum se poate petrece o zi de vacanță pe biciclete la Breaza, dar și cu activități în aer liber. Încercăm să facem un proiect pentru un patinoar. Dar este un pui mic așa de idee care sperăm să-l tot creștem în câțiva ani și să reușim. Am identificat un teren unde s-ar preta o pârtie de schi, acum suntem în discuții. Am vorbit despre agrement, acum să vorbim și despre stațiunea Breaza ca și bioclimat, ca faptul că e stațiune balneoclimat. Exact. Aici aveți un complex de recuperare, complex Alexandra, unde se fac împachetări cu spirulină vie. Deci cei de la Alexandra folosesc produsele Hofigal, care sunt renumite, și profit de ocazie să spun că chiar au o farmacie proprie unde produsele Hofigal se găsesc la prețuri preferențiale mult mai mici decât în restul magazinelor. Chiar recomand turiștilor să vină să cumpere de la ei. Plus că există avantajul, chiar dacă nu ești cazat la pensiunea Alexandra și cumperi pachetele care le au ei, poți beneficia de aceste împachetări cu spirulină, de masaje și de alte proceduri, pur și simplu ca brezan sau ca turist care stai în Breaza, te duci, faci împachetarea, masajul sau ce alte proceduri nu necesită neapărat cazarea acolo și e un lucru foarte bun. Și pentru că ținem la sănătatea dumneavoastră, o lăsăm pe doamna Anca Daniela Raiciu, doctor în științe farmaceutice, să ne detalieze despre cum ne putem menține organismul sănătos, urmând tratamentele disponibile în cadrul complexului Alexandra. Este un complex care a fost deschis acum 12 ani, datorită unor eforturi uriașe ale domnului inginer Ștefan Manea. E vorba despre un complex care ne oferă proceduri neinvazive de tratarea anumitor tipuri de afecțiuni de tip reumatologic. Există acolo, la Breaza, o procedură pe care nu știu dacă o veți găsi interesantă, dar sigur vă va ajuta în ameliorarea afecțiunilor reumatologice și nu numai, dar și în prevenirea îmbătrânirii. Vorba de împachetarea cu spirulină vie, o procedură care se realizează de 3 ori pe săptămână de către medici cu competență în apifitoterapie, ajutați de kinetoterapeuți cu experiență. Alături de împachetarea cu spirulină vie, tot la Breaza, regăsim și salina artificială, care ne ajută în ameliorarea anumitor tipuri de afecțiuni respiratorii. Salina artificială, împreună cu împachetarea cu spirulină vie, dar și cu tratamentele de tip masaj terapeutic, masaj de relaxare, masaj anticelulitic, ne pot ajuta să avem o viață sănătoasă și să eliminăm stresul, obezitatea și, de ce nu, să fim mult mai sănătoși decât am fost atunci când am venit în această locație superbă.